ploi suficiente, anul acesta poate fi considerat cel în care agricultura românească a înflorit. Ministerul Agriculturii a anunțat cea mai mare producție de grâu din ultimul deceniu. În același timp, Comisia Europeană vorbește despre România drept țara cu cel mai mare avans dintre statele membre în ceea ce privește producția totală de cereale. Din păcate, trimitem încă mult din ce producem la export pentru că nu avem suficiente spații de depozitare. Producția de grâu obținută anul acesta de fermieri a depășit toate recordurile din ultimii 10 ani. S-au strâns peste 11 milioane de tone, anunță Ministerul Agriculturii. În 2019, an de referință pentru agricultura românească, făcusem 10 milioane. Am recoltat atât de mult grâu încât nu am avut suficiente silozuri unde să-l ținem, spun unii fermieri. Nu avem spațiu de depozitare. Așa se face că grâul românesc a luat calea exportului. Până acum am trimis peste graniță 4 milioane de tone, adică aproape 40% din cât am recoltat. În același timp, am adus făină și pâine congelată din alte țări. Ministrul Adrian Chesnoiu vorbește totuși de o scădere a importurilor. Din 78 de kilograme de pâine cât consumă un român în fiecare an, doar un kilogram este cu pâine congelată. Cu o producție record de grâu, prețul produselor de panificație a continuat totuși să crească. Pentru ultimul an, Institutul Național de Statistică a anunțat o majorare a prețului la pâine de peste 6%. 2021 a fost un an bun și pentru fermierii care au mizat pe alte culturi. România a strâns 1,9 milioane de tone de orz, producție care a mai fost atinsă doar în 2017. Porumb am recoltat aproape 14 milioane de tone, iar floarea soarelui în jur de 3 milioane de tone. Din păcate, în depozitele țării a rămas doar o parte. Portul Constanța, de pildă, a anunțat cea mai mare cantitate de cereale care a părăsit România după 1990. 24 de milioane de tone de grâne au plecat din România pe mările și oceanele lumii în țări precum Siria, Egipt, Coreea de Sud, Israel, Franța și chiar China. Sunt cele mai mari cantități de cereale care au plecat de aici în ultimii 30 de ani. Este un record al cantităților care au fost manevrate pe aici. Cel mai bun an din istorie. Este cel mai mare port cerealier din Europa. Practic, noi exportăm floarea soarelui și importăm ulei, în condițiile în care plusul de valoare pe tona de floarea soarelui este aproape la dublu în condițiile în care o procesezi în țară. Uniunea Europeană a estimat că întreaga producție de cereale a României este de 27 de milioane de tone. Țara o arde pe comedie și pe canalul nostru de YouTube. Abonează-te și râzi românește cu Las Fierbinți!